Showbiz de România este primul reality competition show din România dedicat suporterilor. Emisiunea va urmări aventurile 10 suporteri români care susțin primele 10 cluburi din țară în materie de urmăritor pe canalele sociale. Stăm de vorbă cu cel care va reprezenta universitatea în acest concurs. Bună ziua! Mă numesc Gorcea Rareș Mihai, am 27 de ani, sunt născut la Cluj-Napoca și susținător acestei echipe de la vârsta de 7-8 ani. Că ne-ai spus că susții universitatea de la 6-7-8 ani, cum a început pasiunea pentru... E ceva moștenit din familie? Da, pot să zic că din familie, verișorii mei, familia mea țin cu universitatea de când eu m-am născut și inevitabil am ales și eu drumul ăsta. Ai fost junior la U, cum era pentru tine un copil la acea vreme să ai șansa să porți tricoul lui U? Da, am făcut junioratul la U Cluj. Am început fotbal în 2003. O pasiune din familie. Consider că a fost o perioadă deosebită pentru mine și am învățat multe chestii în primul rând disciplină. Sportul înseamnă disciplină. Ai în minte un moment mai special din acea perioadă în care ai jucat pentru juniorii? Da, mi-aduc aminte un meci la un turneu de la Zalău în care am jucat. Era antrenor Septimiu Ormenișan. Am jucat contra lui Steaua. Și mi-aduc aminte tot meciul, a fost un meci foarte greu. Era 1-0 pentru Steaua până prin minutul 80 și ceva. Și în ultimele 3 minute am marcat două goluri și am bătut 2-1. A fost un moment special pentru noi. Când ai vorbit de această perioadă, ce antrenor te-a format aici? Păi am început când eram la copii cu domnul Crișan, Dumnezeu să le odihnească, Septimiu Ormenișan, Marius Stan, domnul Sima, Macea, da, au fost câțiva. Domnul Trușcă, da, și de domnul Trușcă. Trecem la tine ca suporter sau ca fan al Universității, ca jucător. Ce meci la care ai participat? Nu știu, ți-a rămas în tipul ăla. Da, a fost un moment special în 2004, mi-aduc aminte. Eram băiat de mingi la un meci contra lui Steaua. Eram în Liga a doua și am primit vizita lui Steaua la noi pe stadionul vechi, pe Ion Moina. Și mi-aduc aminte că am câștigat 1-0, tot așa prin minutele de final, gol Ionuț Secheli. A fost un moment extraordinar. Eu eram în spatele porții noastre, pe partea cu hotelul Sport. Și am marcat Ionuț Secheli, am câștigat 1-0, a fost un moment extraordinar, toată lumea în delir, de neuitat. Ce crezi tu că se deosebește suporterul uist față de fanii altor echipe? Chestia asta nu poți să o vezi numai dacă ești în interiorul clubului sau a peluzei sau dacă ești susținător al echipei. Cu siguranță e un... Nu știu, ceva de nedescris. Probabil multă iubire și devotament. Ăștia-s principalii factori. Când ai mers pentru prima dată în peluză, cum era să plânți? Tu fost fotbalist și fan, ai devenit fan între timp, alături de ceilalți să încurajezi cu universitatea. Da, păi de la vârsta de, să zic, 10-11 ani am început să merg la meciuri în peluză. Până atunci eram obligați de la cluburile de junior să fim băieți de mingi și pe parcurs, după ce am mai crescut, am început să merg în peluză, ținând cont și că verișorii mei erau suporteri a universității. Altfel se vede meciul din peluză. Auzi cântecele, auzi... Și ești cu prietenii. Și ești cu prietenii, da. E altceva. Ai vreun cântec favorit? Da, am un cântec favorit, din dragoste pentru culori. Poți să ne cântecul spui meu. Câteva versuri din el? Da, din dragoste pentru culori, eu voi cânta mereu și nimeni nu mă va opri, aici e locul meu. Okay. Pe care dintre jucătorii universității îl admirai cel mai mult sau care îți era mai apropiat? Mi-aduc aminte o perioadă când eram la junior, la Republican B. Am cochetat puțin cu echipa mare la antrenamente. Țin minte că era domnul Mihali antrenor. Și am avut câteva antrenamente alături de echipa mare. Mă înțelegeam cu Andrei Cordoș, pentru că era de la noi din Grigorescu. Am copilărit acolo, pe lângă
oarecum vecin de cartier, ungurușan, Bogdan Ungurușan. Și da, mă înțelegeam cu toată lumea, dar cu ei era mai apropiat, pot să zic. M-au luat oarecum sub aripa lor, era mai, eram copil. Ce pasiune ai tu în viața de zi cu zi? Pasiuni mai recente, acum aș putea să zic surful. Locuiesc în Hawaii de ceva timp, de 2 ani jumate și practic surful destul de frecvent. E un sport care pot să zic că m-a acaparat. Mă pasionează mult și pot să zic că surful, da, surful. Știm că ești un fan făcat și al călătoriei, îți place să călătorești foarte mult în general. Care dintre destinațiile pe care le-ai vizitat te-a impresionat cel mai mult? Am fost în multe locații speciale, dar cred că cel mai mult Japonia, Tokyo. A fost ceva care nu am mai văzut până la ora actuală și bineînțeles Hawaii, unde locuiesc acum, e și locul unde m-am stabilit și da, e un, pot să zic că e o insulă incredibilă, un loc special. Cum reușești tu să urmărești meciurile universității călătorind totuși atât de mult? Meciurile universității le-am urmărit mult pe canal, pe YouTube și câteodată mai vorbeam cu câte un prieten de acasă, îmi trimitea un link sau online, în special online, pentru că nu, altă variantă nu aveam. Mai erau zile în care se filma live pe Facebook și mă ajuta, vorbeam cu câte un prieten, pune și tu un live pe Facebook ca să pot urmări meciul de pe stadion sau depinde unde era. Și le trăiai la intensitate maximă? Cu siguranță, orice meci, cu siguranță. Ne poți descrie puțin probele pe care le aveai la concursul? Da, probele sunt, o să vă zic câteva din ele, că sunt destul de multe, dar o să jucăm șah sub apă, de exemplu, asta e una dintre probe, ceva cursă cu paddleboard. E o placă de surf mai mare, să zic, și te folosești de o vâzlă. O să fie fotbal, jucăm un fotbal pe plajă, pe un banc de nisip, undeva în Maldive, superb, cred. Da, sunt mult mai multe, dar mă rezum la astea trei. Ești nerăbdător? Cu siguranță, cu siguranță. O să fie o experiență unică. Și în primul rând că reprezint Universitatea Cluj. Care crezi tu că sunt avantajele tale pentru Microbiz de România? Avantajele mele sunt că majoritatea probelor sunt în apă sau sub apă, subacvatice sau și ținând cont că am că locuiesc în Hawaii și am un pic de experiență în ale surfului și surfez, o să-mi fie, consider că o să-mi fie mai ușor ca la restul concurenților pentru probele care urmează. Și ultima întrebare, ce așteptări ai la concurs? Sunt un învingător, cu siguranță, să câștig. Asta e... Eu mă duc să câștig acolo. Acum, eu am mai vorbit cu ceilalți băieți de la cealaltă echipe. Câțiva dintre ei au zis că merg pentru vacanță, pentru distracție. Eu mă duc să câștig. Vreau să câștig concursul.